Bună, dragii mei, și bine ați venit la un nou vlog. Am zis să încep și astăzi un nou vlog. Nu este dimineață, este ora 3 după amiaza. De dimineață am avut foarte mult de lucru. Am avut de lucru și curățenie și copii și la job. Și am zis că, na, dacă am fost ocupată dimineață, am zis să încep acum după amiază un nou vlog. Ca să mai filmez, să vedem ce mai rămas din zi, ce mai reușesc să fac, să vă arăt. Cred că o să continui vlogul ăsta și astăzi și mâine să-l continui ca să am de un vlog. Că nu știu dacă am de un vlog. Și da, dragilor, nu știu, am zis mai întâi să mai vorbesc aici cu voi. Ce mai faceți, cum mai sunteți. Nu știu, cei care m-au urmărit și nu v-ați abonat la mine încă. Mi-ar face mare plăcere să vă abonați. Ca să fiți la curent cu toate vlogurile pe care eu le postez aici pe canal, să lăsați un comentariu. Și da, dragilor, acum eu am venit aici la bucătărie. Vreau să mă apuc să fac cartofi la cuptor cu carne de pui și ceva legume. O să văd eu ce legume mai găsesc prin frigider. Am venit aici la bucătărie, am pus carnea la dezghețat, am pus-o la pereții pentru că nu-mi place. Dacă o pun în apă caldă, se face așa ca și cum ar fi fiartă și nu-mi place deloc, așa că am pus-o în apă rece, o să o las să dezghețe jumătate de oră sau cât îi trebuie și să mă apuc să fac cartofii la cuptor cu carne de pui și legumi. Noi la prânz am mâncat ciorbă, a venit mama lui Manu și mi-a adus ciorbă și am mâncat și copilașii. Bine, soțul meu este la muncă de seară, vine Manu și mi-a adus ea și am mâncat ciorbă, o ieșit foarte, foarte bună, ciorbă de pui. Iar pentru diseară vreau să fac, v-am zis, cartofi la cuptor cu carne și legume. Eu o să aștept să dezgheță, să se dezgheță carnea și după mă apuc de cartofi. Ce? Cuică, bebe. Bebe? Cuică. Dragilor, este a doua zi de dimineață, ne-am trezit la 8, cam așa. Cam așa se trezesc copilașii mei, 8, 8 jumate, unor chiar și 9. Și m-am trezit de dimineață și vreau să mă apuc să fac curățenie din casă. Am început aseară, cred că la 3, un vlog, cam așa, dar nu l-am terminat. Am filmat, cred că ultima dată când am filmat cum am făcut cartofi la cuptor. Nici nu v-am mai arătat, de fapt nici nu am mai apucat să vă arăt cum mi-a ieșit cartofi la cuptor, că s-au mâncat foarte, foarte repede, că au fost foarte buni. Oricum, a ieșit foarte bun, s-au mâncat imediat. Și vreau să mă apuc acum să fac o curățenie în casă, pentru că, da, trebuie să fac și curățenie. Și să vedem ce să mai facem astăzi. Cred că azi o să filmez mai toată ziua, pentru că, da, am început vlogul ăsta dimineață și o să filmez toată ziua ce mai facem noi. Sper să reușesc. După ce mă apuc de curățenie, vreau să mă apuc din nou să... ori să fac de mâncare, cred că... De fapt, cred că o să fac și ceva de mâncare, că s-a terminat cartofii, v-am zis. Să vedem ce să mai facem. Și după să mă apuc de lucru. Să vedem ce mai am de lucru, cum mai am ceva de lucru. Și da, dragilor, asta am vrut să vă zic. Eu o să mă apuc de treabă, iar noi ne vedem mai încolo. Thank you.
Dragilor, am terminat curățenia. Cât e ceasul acum? Stai cum e? 12 aproape, 11.52. Tu mi s-ai la o fată. Am fost în sat, la magazin. Am cumpărat niște dovlecei, pentru că vreau să fac niște dovlecei pane cu usturoi. Am cumpărat lapte, am cumpărat niște cârnați dintre aia mari groși. Am cumpărat un ou Kinder lui Naomi, niște orțeli la copilaș. Stați puțin că nu mai știu ce am luat. Și cam atât. A, da, și pâine. Am luat și pâine. Și, bine, pentru soacra mea pâine, pentru că eu nu prea mănânc pâine. Rar mănânc pâine. Da, și am fost la magazin ca să eu să fac de mâncare. Vreau să mă apuc să fac o fasole cu cârnați. N-am mai făcut mult și cu murătură și, doamne, deja am plouă în gură. O să vă zic din aici cum fac eu mâncărica de fasole. Încep prin a căli ceapa cu morcovul, ceapă și morcov, după aia cicălesc ceapa cu morcovul, pun fasole la conservă, eu folosesc fasole la conservă din Lidl, pun fasole la conservă, după aia pun o leacă de bulion, pun apă și lăs să fiarbă acolo, după aia pun condiment, secretul gustului de obicei, puțin secretul gustului și puțin sare, intercalez așa una și cu alta și cam așa fac eu fasolea. Uitați-vă puțin cât se prelinge, deci nu cred. Nu mai trebuie să insist, uitați-vă puțin. Deci nu-mi vine să cred, efectiv. Băi, deci nu-mi vine să cred. Perete, când am dat nu s-o absorbit, așa că probabil era perete și... Da, perete le absorbe. Dar uitați-vă puțin, cât de fain, uitați-vă puțin. Și cred că nu mai șterg puțin și s-o dus. Deci s-o prelinge tot. Și dacă ștergeam cu cârpa sau cu alte soluții, în viață nu se făcea așa. Să aduc o clipă să șterg. Uitați-vă puțin, deci, wow, deci nu cred. Nu mă dau cu cârpa și s-o curățat, uitați-vă. Uitați-vă, tot s-o luat. Doamne, deci nu cred. Eu acum, sincer să vă spun, eu las carouacele culorile, le las la îndemâna copiilor, pentru că acum dacă mă zgâlești imediat curăț, nu mai este problemă pentru mine. Înainte era o problemă pentru că mă chinuiam foarte mult să curăț din urma lor. Dar acum nu mai este o problemă chestia asta pentru mine. Și le las culorile, le las căruțile. Asta e, mă zgâlesc și șterg. V-am zis că luna asta mai pun o comandă. Uitați-vă cât curat ieșit. Cum era și uitați-vă cât curat ieșit. Deci nu zici că a fost mă zgâlit. Luna asta... cred că pe 8, nu, cred că pe 9, 10, cam încolo, vreau să dau o comandă. Eu mai dau o comandă la Shogun. Mai pun o comandă cu... Mai vreau să mai comandă Grisar, pentru că e aproape gol. Mai am foarte, foarte puțin din el, pentru că l-am folosit intens. Și vreau să mai dau o comandă, să mai comand un de Grisar. Bine, pentru mine, eu îmi iau mai mult, dar de Grisar ar fi important în special. Vreau să mai încomand de Grisar, Baneolux, Plen de Vetro, ce mai vreau să mai... Total Brill. Deci Total Brill l-am folosit foarte, foarte mult, pentru că mereu dezinfectez masa de la bucătărie. Nu știu dacă aș putea să mai stau fără el,
dezinfectez masa de la bucătărie, dezinfectez blatul, dezinfectez scaunul copilașilor, pentru că acolo mănâncă. Deci e foarte, foarte bun. Și ați văzut mai înainte cum o lua, deci eu înainte când mă zgâleau fetele pe comodă, nu știu, dar lua o grămadă și tot pătată rămânea. Mi-am zgâlit recent mașina de spălat cu carioca. Am șters, nu s-a dus, mi-a rămas pata aia acolo, se cunoștea, urât. Și am dat cu degrisar, e nou, deci nu mai am treabă, la dor. Deci produsul ăsta la dor, la dor, curăță toată murdăria, deci nu-mi vine să cred. Tu e bună? Bună căpușinica! Papa, iubirea mea! Dragilor, acum mi-am răscomandat ipicii. Asta este. Eu cred că o să le desfac fiecare în parte, pentru că nu vreau să fac gălăgii. Și după ce o să le desfac, o să revin. Aici am luat niște recipiente. Luat niște recipiente pentru a pune soluțiile de curățenie, ca să le pun în cadou ca mostră. Și le-am luat așa mai multe. Aici am luat niște punguțe din casă, aici cu peintul. Așa. Aici am luat niște foaie dintre aia de pus e faină, faină, plăcut la atingere. Niște foaie dintre asta maro de pus în cadouri, nu? Aici am câteva chestii ca să iau să pune pe parfum, ca să poți să iei din parfum să pui în mostre. Să pui mostre. Ca și din asta mici de parfumuri. Mami! Mostră din alea micuță, așa. Vreau să iau parfum... Dai, mami! Iau parfum din parfumurile mari. Pun chestiile astea de parfumurile mari și pun în astea mici. Să se primese. Aici am luat niște thank you card-uri. Foarte drăguțe, de altfel. Cam așa. Oh, dar ce drăguțe să le pot pune în... Să le pot pune în comandă. Foarte, foarte drăguț. Pune-mi aici, mami, că pune-mi în comandă. Așa, cum ai luat pentru... Ai luat așa niște... Ai luat așa niște etichete dintre astea. Tot așa, pentru a pune... A scrie numărul la parfum pe... mostră de parfum. Parfum! Aici mi-a luat niște săcuneți, s-a luat cam mari, dar hai că e ok. Trebuia să-mi iau ceva mai mic, dar e ok. Voi pune în ăștia mostra de parfum, thank you card-ul, cartea de vizită și așa mai departe. Asta voi pune săcuneți ăștia. Trebuia să mă apuc să pregătesc comenzile. Aici am luat încă o din aia pentru un pachetat comenz leaf, foaie dintre aia de hârtie pentru cadouri. Aici am luat niște bule din alea de pus în comer. Din alea, bule, ca pentru protecție din alea. Uite, mă! Aici văd că e foaie sau cât sunt. Aici sunt mai multe foi cu sticări din astea tip ștampilă. Nu știu dacă ceva gen. O să vedem. Da, sunt foarte, foarte faine, dar sunt mai multe. Da, sunt mai multe foițe dintre astea. Aici mi-a luat câteva pentru mine articole pentru față. Nu uitat și de fapt câteva mai mult mi-a luat. Am foarte mult mi-a luat pentru mine. Și aici ceapă, să mai am ceva aici, dar nu știu ce. Aici au tot din asta de parfum. Mi-am luat două, de pus parfumul meu. Așa. Și o să încep cu toate astea. Foarte mult pentru față. Nu știu ce să... Eu le că nu mai țin minte ce mi-am comandat. Ia să vedem. Vada cât de fain arată. Uitați-vă puțin. Deci arată foarte, foarte fain.
Uitați-vă cât de fain arată. E pentru contură la față. Am zis că n-ați mai reze și puțin cu... Așa. O să pun la loc. Asta e pentru contur. Asta să vedem pentru ce este. Mai avem aici încă ceva. Nu știu exact ce este. O să mă uit acum. Uitați-vă, dați așa. Și trebuie să iasă din el produs. Îți dau mai mult până iasă. Uitați, deja începe să iasă. Produs dintr ăsta. Nu știu dacă se fac o lează azi. Dar cred că mi-am luat cam închis. Oare mi-am luat cam închis? Este mai strilea că m-am închis. A, nu e închis. E perfect pentru mine. Așa. Din ăsta. Asta e din ăla concealer dintr ăla pentru ochi. Aici e un dintre ăsta de... de că am închis la culoare. Pentru dat așa aici, părțile astea, că trebuia să-mi iau, mi-a luat un... Nu știu ce culoare asta. E culoarea cimentului. Da, da, sper să fie ok, să nu... Așa... aici tot un dintre ăla. Nu, ăsta e... Iola. Iluminator. Dați-mă puțin. Cam așa arată el, să l-am fac. Iluminator pentru față. Bine, nu o să-l folosesc cimicicii, pentru că... Eu le folosesc foarte rar, dar n-a. Când o să fie nevoie... Le joacă. O să-l folosesc și eu. Asta este un din ăla de fixarea fixează sprâncenele. Nu știu cum să vă zic eu vouă. Un fel de ulei din ăla care îți fixează sprâncenele, ți le face așa ca și cum ar fi laminate. Tot ce este. Asta este un acesta este un creion de sprâncene, cred. Da. Dar sper că mi-a venit culoarea, sper. Deci cam așa face. Nu știu dacă se vede. Face ca și cum ar fi sprânceană. Intenția mea nu este să mă machiez și să arăt mai nu știu cum. Vreau când, nu știu, când fac un live sau cum mai filmez, să mă mai aranjez puțin la față, mă dau cu un ponytail cu ceva față. Bineînțeles, nu le să le folosesc pe toate date, pentru că sunt prea strădente. O să le folosesc așa pe rând. Să mă mai aranjez și eu când mai filmez, mai când știu, se pare că dacă arăt mereu așa... lasă aici, mami, că le-am arătat. Arătat. Eu chiar să joc. Și mai am aici, două mai am. Și un concept. Asta e pudra, vai de ce fain arată. Deci asta este pudra. Să vedem. Wow, dar ce fain are și... Are și dintre ăsta. Burețel. Are burețel. Și înăuntru pudra. Da. Cred că scoate chestia asta, e super, super fain. Uai, e lochiță. Lochiță, mă. Apa? Lochiță. Așa. V-am zis, le-am luat ca să mai folosesc, dar bineînțeles, nu o să le folosesc pentru toate date, că sunt foarte, foarte multe. Și mie nu-mi place de obicei să încarc cața. Am zis să-mi iau așa câteva să mai le folosesc pe rând. Odată mă dau cu, nu știu, cu fontaine și pudră sau... pentru că vreau ca să am... nu știu, mi se pare că când intru la cameră, intru așa nearanjată. Și na, am zis să mă aranjez și eu puțin înainte să filmez și așa și... Oare, dar ce fain vine ăsta. Aici ce mai are? Aici are niște instrucțiuni, cred. Asta e foarte, foarte fain. Foarte fain!
What? Și ăsta este fonul, vada ce fain e de sticlă. O, e un fond de ten, cred. What is the most? Boy, fun! What is boy? Sper că nu mi-am luat prea închis la culoare. Sper că mi-am... Mi-am nimerit culoarea. Ia să mă dau puțin așa să vedem. Vreau să-mi iau și niște bureței din aia cu i-am terminat. Nu-i prea închis, încă-i deschis. Dar eu... e ok, cred. Eu folosesc BB cream. Și dacă e prea închis, îl combin cu BB cream-ul. Eu nu prea folosesc așa produse de make-up sau așa, pentru că, nu-i firea mea să mă machez sau așa, dar mi le-am luat că, odată, de exemplu, vreau să-mi strălucească fața, mă dau doar cu ăla, cu iluminatorul pe aici, ca să strălucească puțin sau nu știu. Mie nu-mi plac machiajele astea încărcate, nu-mi place să mă machez, v-am zis, dar le-am luat seama acolo, pentru că, vreau să mă mai aranjez, mai fac un live TikTok și nu vreau să apar așa nearanjată, să... și așa mai departe. Și cam astea au fost comandate pe Shein, dragilor. Noi ne vedem mai încolo. Doamne, dragilor, am venit aici în grădină puțin. Și uitați cât de fain au înflorit merii ăștia, doamne, dar cât de fain ies. Și-s plin cu flori, deci îi ador, cât de fain au florit. Ăștia sunt meri dintre ea, foarte buni. Da, mami. Doamne, dar cât de fain au florit, nu veni să cred. Parcă nu veni să cred că au venit primăvara, cât de frumos e afară. Dragilor, vreau să mă pus să fac baie la copilaș. Nici nu știu cât e ceasul, stați puțin să mă uit. Nu știu cât e ceasul. Este ora 5:23. Vreau să mă bag, să le-am pregătit apă, vreau să mă bag să le bag la baie, să le fac băiță. Luna mi-am pregătit pijamăluța asta, nu știu acum, sper să vină. Că am luat acum câteva luni și era mare. Cred că și acum o să fie puțin mare, dar e ok. Am luat pijamăluța asta așa cu animăluții. Și pentru inima tot așa o pijamăluță. Așa ceva gen. Le-am zis să le îmbrac pe amândouă în pijamăluțe. Bună, bombonica Naomi! Bă, că-i bine acum costumașul ăsta la Naomi. L-am luat, cred că, de astă primăvară, toamnă, când am fost la ei mei. Și nu-i vine. Și acum, bă, că-i vine. Emima este acolo, mănâncă bombonică. Ții, mami, mâncăm bombonică noi? Le-am dat... Câte bombonică, că vreau să mă duc să termin curățenia la bucătărie, că mai am ceva. Că după ce am făcut mâncare, n-am mai apucat să fac curățenie și vreau să mă duc acum să fac. Și le-am dat câte bombonică aici să stai. Ia. Da, mi-am făcut baie. Le-am făcut la amândouă baie. Și de-aia are păr. Mai așa s-o pieptăm după ce se usucă. Ce bine să iei mima acolo. Mami, ia apă. Vrei apă? Da. Imediat îți aduci, mami.